Domnule Florian Călăuz, aveți prima mașină din România omologată care merge cu apă. Da, într-adevăr, așa este. M-a pasionat de foarte mult timp faptul că ar trebui să reducem consumul de combustibil și să reducem și poluarea. Și în acest sens eu m-am preocupat și chiar dacă mai vă aduceți aminte, anul trecut am făcut un dispozitiv care face hidroliza apei. Adică ce înseamnă asta? Descompune hidrogenul și oxigenul. Hidrogenul o să meargă la galeria de admisie și oxigenul o să iasă pe țeava de eșapament. Bineînțeles că consumul se reduce foarte mult, cu 50% se reduce consumul de carburant, adică în cazul acesta mașina este 1,5 deci este o mașină diesel, care o folosesc în cadrul școlii de șofer la care o conduc. Am verificat această mașină, n-am pus instalația care am făcut-o eu, că era artizanală și am gândit că să pun totuși una care este omologată și certificată. Și așa am găsit o firmă în Borșa care se ocupă cu instalația acestor aparate, firma H2O SRL Reducere Carburant, și un italian cu un român au înființat acolo firma asta și m-am dus să montez și eu pe mașină. Bineînțeles că după ce mi-am montat, am primul lucru să văd consumul, să văd cât emană noxe și am fost foarte satisfăcut. Am ieșit cu un consum de 2 litri la 100 de kilometri. Instalația s-a montat în 2 ore, este o instalație italiană adusă de firma respectivă din Italia. Instalația este făcută de o firmă din Italia, din Milano. Vreau să vă spun că în Italia aproape toate taxiurile merg cu hidrogen, adică cu apă și cu hidroliză rezultă hidrogen. În Veneția, la fel, toate bărcile care sunt pe post de taxi funcționează, motoarele care sunt motoare acolo pe bărci funcționează, nu le dă voie că poluează, funcționează tot așa în regim de taxi și funcționează cu apă care ulterior se face hidroliză și rezultă hidrogen. În Milano toate taxiurile circulă cu hidrogen. Această instalație, vreau să vă spun, că se poate pune începând de la camioane, autobuse, pe orice tip de mașină, că e benzină, că e motorină. De fapt, ce se întâmplă? Hidrogenul care ajunge în galeria de admisie ajută la ardere și face ca arderea să fie mai completă și numai ca să fie mai completă reduce și noxele și reduce consumul de combustibil cu până la 50%. În continuare o să vă arăt, e foarte simplă această instalație, se poate monta sub bordul mașinii sau sub capotă sau în portbagaj. La mine am preferat să o montez în portbagaj, este montată, o să vă arăt aici unde este montată instalația. Aceasta este aparatul care face hidroliza apei și aici este apa distilată, dacă o vedeți, asta este apa distilată care se introduce în aparat. Bineînțeles că se mai introduce hidroxid de sodiu ca să poată să aibă loc hidroliza apei. Ocupă un loc foarte puțin, este sigură, pe desubt merge o conductă care ajunge în față, conducta care pleacă de aici, uitați, conducta asta de aici, ajunge până în față la mașină, la galeria de admisie și acolo la galeria de admisie se va ajunge de fapt hidrogenul care a rezultat din urma hidrolizei din acest aparat. Aparatul este foarte simplu, ce să vă spun? Domnule Florian, nu există pericolul de scurt circuit, de explozie sau cine știe ce? Nu există niciun pericol. Aparatul este garantat 500.000 de kilometri sau 5 ani. Deci nu știu dacă mulți poate au permis de conducere nouă și să facă 500.000 de kilometri. Vreau să spun că această instalație merge și pe camioane și pe autobuse. Eu chiar m-am gândit să o pun și pe camion, să văd cum funcționează pe camion. Pe mașină am testat-o, consumul mi-a ieșit 2 litri la 100 de kilometri, noxe foarte, foarte puțin, 10% emană noxe. Că acolo au un aparat cu care mi-a testat și noxele și înainte de a pune aparatul și după ce am pus aparatul. În față vă o să vă arăt ce... Aici avem un beculeț care indică, beculețul ăsta indică când funcționează motorul și în momentul când funcționează motorul, se va prinde beculețul ăla. Aici vedeți, dacă puteți să apropiați acolo, în partea asta o să vină furtunul care vine din spate și aici, în galeria asta de admisie, aici o să intre hidrogenul care rezultă în urma hidrolizei.
Aici se leagă două fire, plusul și minusul. Și aici avem o siguranță de 30 de amperi în caz că, Doamne feri, apare ceva probleme, să primul lucru să arde e siguranța de aici. O să pornim mașina. Deci a pornit. A pornit, da. Mergem cu mașina acum pe drum. Să ne asigurăm că vine un camion aici în partea dreaptă. Dar cum o simțiți așa la călcat, cum zic șoferii? Vreau să vă spun că am testat-o să văd cum merge. Am urcat rampă, dacă știți rampa de la Buzăști, de 13 grade, care în Maramureș nu este nicio rampă de 13 grade. Fără probleme, cu 4 în mașină am urcat-o fără probleme. Adică fiind singură. Da, merge, are putere mai mare, se simte bine. Cum, putere mai mare decât? Decât cât ar merge pe motorină. Îi crește puterea motorului datorită faptului că hidrogenul are putere calorică mult mai mare decât benzina și decât motorina și dă putere mai mare prin ardere. De 6 ori are putere mai mare putere calorică hidrogenul decât benzina și motorina. Cum de ați fost primul care ați făcut lucrul ăsta? Dacă știți, anul trecut ați mai fost și ați făcut. Da. Ați văzut că m-a pasionat treaba asta, să fac o mașină care să meargă pe apă, dar toată lumea zice că merge pe apă. Nu merge pe apă, mașina merge pe hidrogenul rezultat în urma hidrolizei apei. Deci prin hidroliza apei se descompune, toată lumea știe că formula apei este H2O. Hidrogenul merge la ardere, oxigenul merge pe galeria de evacuare. E foarte simplu, numai noi nu știu de ce nu facem să punem în practică pe toate mașinile. E un lucru ecologic, economic, are viață, 500.000 de kilometri garantat dispozitivul să meargă. Vă dați seama că e ceva extraordinar, mulți nu fac 500.000 de kilometri într-o viață. Poți să leși aparatul și la familie, la copii în continuare. Eu vreau să montez acest aparat pe mai multe mașini din firmă, care o să le folosesc în școală. Deja cu asta am făcut peste 1000 de kilometri. Am făcut peste 1000 de kilometri cu apă, adică cu apă, da. Cu această, da. Și puteți să filmați la 1000 de kilometri, uitați, de-abia au scăzut o linie. Uitați-vă aici, puteți să filmați, de-abia au scăzut o linie la 1000 de kilometri, vă dați seama. Păi eu umblu cu un rezervor, cred că o să mă plictisesc acum. Merge pe orice tip de mașină? Sau? Pe orice tip de mașină. Fiindcă hidrogenul ajută de fapt să ardă benzina, motorina, GPL-ul, tot ce este combustibil. Ajută să ardă complex și îi mai dă o putere mai mare, mărește puterea calorică, ca să vă spun altfel. Vreau să vă spun că această instalație nu este așa de scumpă. Dacă un conducător auto ar circula o lună cu autoturismul, cum circulă în școală sau un tir sau un autobuz sau altceva, într-o lună de zile se amortizează cheltuiala. Și surpriza, lăsată la sfârșit cu un litru de apă distilată și cu hidroxid de sodiu care se pune ea, niște pastile speciale de 5 mg, circul 10.000 de kilometri. Vă dați seama că cine face o investiție într-o lună și-o scos cheltuiala pe cât o costat investiția și în restul circulă, pot să zic, aproape pe gratis. Ar merge pentru autobuzele care circulă în oraș? Pentru transportul în comun? Da, merge, dar în funcție de capacitatea cilindrică a fiecărui motor trebuie o instalație mai mare. Sunt instalații de la 1600 la 2000 cm, de la 2000 la 3000, de la 3000 la 6000 și peste 6000. Bineînțeles că fiecare instalație nu e exagerat de scumpă. De exemplu, la un Logan o instalație de asta costă în jur de 960 de euro. Dar vă dați seama că scăzând consumul de carbon la jumătate, într-o lună eu am considerat că dacă fac 10.000 de kilometri, îmi amortizez cheltuielile care am făcut cu această instalație.